Ședința ordinară programată astăzi, o ședință ordinară cu 6 puncte pe ordinea de zi plus punctul diverse. La punctul diverse avem niște solicitări din partea invitaților, o să le dăm dumnealor cuvântul și să le susțină în fața dumneavoastră. Ce să spun? Succes și să fie o ședință constructivă, în favoarea cetățenilor, întrucât avem de aprobat și bugetul comunii. Doamna secretară, doamna președintă, vă rog să preluați lucrările de ședință. Bună ziua, doamnelor, domnilor consilieri, domnilor invitați, televiziunii. Sunt în multe condiții legale pentru desfășurarea acestei ședințe. Ați avut la materiale de la comisii procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe el, dacă nu sunt discuții, putem avea procesul verbal. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Să dau lucrările ședințe, doamne. Bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, domn primar, doamnă secretar, începem astăzi ședința ordinară, din data de 19 februarie 2020, ora 13, locația Comună Bucăci. Cu următoare ordine de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Bucăci, inițiator Dumitru, viceprimarul Comunei Bucăci, Dumitru Dorin Munteanu. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Bucăci, inițiator Nicitau Cristian. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii de bugetul local al costurilor rezultate din intervențiile tehnice de lucrări efectuate pe domeniul public al comunei în vederea branșării, racordării la sistemul de apă și canalizare a cetățenilor comunei, inițiator Nicitau Cristian, primarul Comunei Bucăci. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcționare și funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului UAT Bucăci, inițiator Iștoc Cristian. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar pentru anul 2019, inițiator primarul Comunii Bucăci. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, inițiatorii domnul primar Iștor Cristian. 7. Diverse. Și dacă mai avem ceva de suplimentat pe urmea de zi? Nu. Dacă nu, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Bucăci în anul 2020, inițiator domnul viceprimar. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnilor invitați, bună ziua, cetățenii Comunei Bucăci. Planul de măsuri ce vor fi executate pentru gospodăria comunală în anul 2020. La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2020 s-a avut în vedere numărul de persoane apte de muncă pentru această perioadă. În evidența primăriei Comunei Bucăci, județul Bacău, există un număr de 22 dosare privind acordarea ajutorului social. În anul 2020 se estimează un număr de 3 persoane posibile apte de muncă. La întocmirea planificărilor de muncă de persoane am avut în vedere nivelul cuantului social pe care îl primesc. În funcție de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrări pentru anul 2020, după cum urmează lucrări de întreținere, șanțuri adiacente, drum bloc comunal, printre formătoarea acestora, lucrări de igienizare, spații, terenuri aparținând domeniul public și privat al comunei,
reparații văruite pe urmări, curățirea terenului și restul de vegetale, lucrări de desfundare, podețe pentru depolvatoare de până în materiale din aluviuni și alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul anului. Nu o să ne oprim doar la cele care le-am prezentat acum, pentru că dacă situația o impune, evident vom interveni punctual acolo unde este nevoie. Deja anunț Consiliul Local cu această ocazie că avem în vedere și vom începe două lucrări de deformatare. Este vorba de deformatarea unui șanț cu buldo din proprietatea primăriei pe ulița familiei Mocanu Mereuță, deoarece cel vechi s-a formatat și se impune deformatarea acestui șanț canal. Și mai avem în lucru, se va întâmpla imediat, este vorba de albea torentului ce curge pe traseul doamnei Carolina Creț, Biserica Catolică, până la Siret. Fiind o lucrare de ambergură, nu vom face această lucrare cu buze excavatorul, ci vom apela la o firmă, pentru că se impune utilaje de mai greu. Doamna președintă, spune, domnul. Da, mai fi de adăugat, n-ar fi numai alea. A rămas în urmă, probabil, de acum 2 ani, de anul trecut. Deci, știți, chiar și la domnul Mocanu, și sus la mine, acolo nu s-au făcut niciodată. S-au adus deja trece prin grădini. Deformatare. Da. Da, domnul. Dar mai să repetați puțin ca să nu pot vota aceste locații. Locațiile ar fi Valea Iasului, până Valea Iasului. În spate. Până la podul de la Pasman. Da. Și pe Valea la... La Crețu, spui. Nu, nu, tot mai capăt, la domnul Mocanu, acolo. Și acolo ai ajuns la... De la la pădurarul acolo? Nu, în capăt, la... Cum îi zice acolo? De la Bobul. La Fântâna Bobul. Că au mai fost niște solicitări. Fântâna Bobul, da, așa e. Da, dacă mai să discuți. Și care mai sunt? Mai sunt și aici la Bucățel, mai sunt la Cotenu, nu s-a terminat, au rămas de anul trecut. Sunt destul, spuneți, doamne. Deci e local. Nu mai e nevoie. La Cotenu, la Cotenu, la Cotenu. Și la Bucățel, acolo. La Bucățel, acolo. Acolo a ajuns sus, acolo. Dar treaba să ne pagă drumul la vale, trebuie de sunt tot acolo. De la Marul Părău, ultima vieră, sus acolo. Dar de tot să face un utilaj mare, care nu cu buldo, cu buldo să... E așa, de lucrări. Pentru lucrări de ambergură mai mică, da, se vedea da, poate da, da, tot cu multă margine nu putea fi în trafic. Așa frumos că se poate face și ar trebui chiar acum, în primăvară, de făcut toate. Până, nu de la capăt, de la cote. Acolo așa au fost proiectul constructorului, cu panta invers. Domn Pătraș, ne-a terminat? Da. Dar stau acolo din broaște, câtă broaște primăvara. Hai să discutim broașa, nu? Atunci să punem la vot primul proiect. Cine este pentru? Mulțumim. Împotriva, ține? Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul OATE după inițiator, domnul primar. Bună ziua din tuturor!
de taxi? După cum știți, la nivelul primăriei, registrul agricol este completat în mai mult în sistem scriptic, adică în registrele de bază. Cât și în sistem electronic în baza programelor. Solicitarea mea este ca în viitor registrul să fie completat în sistem electronic, adică să mergem un pas înainte. În ideea de a evita munca colosală de a trece scriptic în registrele alea voluminoase care necesită un volum de muncă costisitor, să zicem așa. În afară de faptul că suntem și în minus cu angajați la compartimentul agricol. Dacă permiteți, mai completez. Vă rog, doamna, zic, da? Deci din 2017-2018 se implementează Registrul Agricol Național RAN, care este gestionat de către Oficiul de Cadastru și este obligatoriu înscrierea datelor de Registrul Agricol în format electronic. Noi suntem pe plus, toate gospodăriile le avem înregistrate în registrul electronic. Și legea permite, cu aprobarea Consiliului Local, ținerea evidenței, ori așa, ori așa. Și propunerea domnului primar este să, ca evidența să fie trecută doar electronic. Sunt discuții? De ce? Eu zic că este toată, încă se mai procedează și cu registrul scris așa. Noi le avem și pe cele scrie. Așa. Ce se întâmplă? Dacă este o... pană de curent. Nu, pană de curent. Virus? Virus. Virus, așa, periculos. Cum e gripa asta de la... Și se duce... Virus. Rămânem în fără, așa, dacă avem și registru acolo... La legis critic 2019. Ar fi bine de pasat așa. Și voastre, așa. Câte persoane erau la gripă? Sau câte aveau? Avem următorul punct, dar vă răspund la întrebarea asta. Deci avem pe, noi avem două compartimente. Avem fond funciar, prevăzut cu două posturi, și compartimentul registrul agricol, prevăzut cu un post. Din aceste trei posturi, este doar un singur post ocupat. Domnul aici. Avem mai deficit. Și o să vină o persoană cu... Nu vine nimeni. Deci noi astăzi, aici, în ședință la acest punct, aprobăm doar ținerea în format electronic, pentru că noi deja avem până la... Nu, mă gândeam că e urgent să vină o persoană. Un transfer, ceva. Nu mai mergem pe detașare cum am procedat până acum, dar face punctul discuției la altă, la punctul ordine de zi. Mergem pe organizare de concurs conform legii în vigoare, ca să nu mai ajungem în zona de anulare ordonanței. Mai sunt discuții? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Domnul? Nu, eu sunt împotrivă. Nu e democratic. Da. Nu e democratic. Deci, domnul. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii din bugetul local a costurilor rezultate din debitele tehnice de lucrări efectuate pe domeniul public al comunei în vederea branșării, racordării la sistemul de apă și canalizare a cetățenilor comunei. Domnul primar, inițiator. Da, vine aici un răspuns la solicitarea domnului Tim privind stadiul proiectului apă și canalizare. La momentul acesta, dumneavoastră știți foarte bine, parte din Consiliul Local, că suntem pe procedură de finalizare, în ideea că avem de finalizat pereul betonat la țeava de epurare cu scurgeri în râul Seren. Suntem pe procedură, avem ordin de începere a lucrării cu constructorul, deja a început să vină cu materiale specifice proiectului, arocamente, pașini și așa mai departe, date tehnice. Urmează
am obținut o misiune că începând din zilele astea s-a pus la săpat. Da. Din analize, dumneavoastră a spus că lucrarea durează cel mult 7 zile. Ne încadrăm în termenul de autorizare. În paralel am venit, cum foarte bine știți și ați aprobat în ședințele anterioare, cu procedura de racordări la casnici. Am stabilit împreună că partea de racordare până la limita proprietății s-o susținem noi ca OAT pentru a facilita branșările la rețea. S-a luat legătura cu un specialist să întocmească niște devize cu costuri. S-a făcut și acest lucru. Am luat-o în zonele vulnerabile cu analiza pe cele. Mai exact în zona Dumbrăviță și în zona Gospinești, motivat că Dumbrăvița e la un nivel foarte mare pânza freatică și sunt probleme. La Gospinești avem de asemenea probleme cu apa roșiatică, infestată și așa mai departe. S-au întocmit două devize, cum spuneam, pe tronsonul Dumbrăviță Bijghir, cu un cost aproximativ de 900 de milioane, aproape de 1 miliard. Și la Dospinești un cost de vreo 300 și ceva de milioane. Vorbesc de partea Dospinești, sectorul nou. Ce ține de la Seminică până la posta Moara Dracilor. Urmează ca ulterior să vină și cu celălalt devize. Adică domnul își face treabă. Altceva, ce vă mai pot spune? Dacă sunt discuții, spune domnul. Eu, domnul primar, n-am aprobat niciodată acest proiect și nu o să fiu de acord, întrucât acest proiect nu este făcut de o firmă serioasă, o firmă autorizată care să fie trasă la răspundere. Oh, nu, eu, în calitate de consilier, n-am să răspund de lucrările făcute de X, de Y. Nu. Trebuia o firmă serioasă, o firmă care are, se poate să fie trasă la răspundere. Așa vă credeam apucat, noi facem noi tuburi, facem noi, venim costuri. Nu, eu nu voi fi împotrivă. Pentru că proiectul și apă și canal nu este finalizat. Mi-ați spus rândul trecut că nu l-ați finalizat. Acum tot ne spuneți că o să ne apucăm de treabă. Eu am fost ieri am fost în zona aia, nu s-a apucat nimeni. Nu începeți tot ne spuneți că au început să vă să începe. Nu am început. Am fost ieri. Doar dacă astăzi ați început lucrările acolo, Ați văzut materialele acolo? Nu, eu v-am spus. Ați văzut materialele acolo? Atunci. Vă întreb, fiți sincer. V-am spus pe mine. Domnule, fiți sincer, domnule, nu umblați pe materialele. Nu am văzut lucrări. Lucrări. Am spus că trebuie să facem un canal până la râul Siret și așa mai departe. Ați început acest canal? Nu am spus că nu. Când veți aduce o firmă serioasă, că aia n-a fost serioasă. Acum și racordăm noi. Noi suntem o firmă serioasă. Adevărul că am angajat niște specialiști la Bijghir și i-am pus la treabă. Da. Este adevărat că ați angajat niște specialiști din satul Bijghir. Să spună domnul Stoica. Deci, referitor la proiectul mare, care este cu finanțare europeană, mai avem de construit acel pereu betonat la gura de evacuare a apelor uzate. Domnul primar discută astăzi despre un alt proiect referitor la branșări de către populație. Noi am aprobat în primă fază contractarea unei firme să întocmească aceste devizii pe care le susținem azi în Consiliul Local și pentru care alocăm fonduri, urmând ca ori cu forțe proprii, ori cu o firmă specializată să începem acele branșări, având în spate toată documentația aferentă. Deci, nu legăm proiectul mare de apă și canal, e proiectul de branșare. Cine vă răspunde în caz că sunt acest proiect nu reușim să-l ducem la capăt? Cine îi răspunde? Consiliul Local.
Deci, ceva serios cu o firmă serioasă, nu umplăm, facem noi, ne pricepem noi. Acum avem niște indicatori. Ziceți domnul Pușcă. Haideți ca să o luăm după cum scrie aici. Aprobarea susținerii din bugetul local al costurilor. Da? Care devizii? Devizii tehnice. Am cerut, dacă știți, am o adresă la care am primit și răspuns. Care le văd toate? Am cerut. Și știu și eu cât costă un tur. Vorbim de fișa tehnică. Am ajuns exact la vorbul la ce am cerut eu. Fișa tehnică a unui tub. Din ce mi-a trimis domnul Munteanu, reiese la un tub, s-a folosit 4 saci ciment și... Bine, finiți de șezut. Plasă sudată. Restul nu mai are nimic altceva. Total 55 de euro tub. Nu știu. Iar revin la cât costă. Bine, dar pe 55 de lei. Aș vrea să consemnați în procesul verbal. Solicit la următoarea ședință răspuns în fața Consiliului Local costurile, fișe tehnică tubului și costurile unui tub, inclusiv toate. Cine a făcut fișa tehnică? Așa. Și prețul total la cât se ridică, că asta votăm, total la cât se ridică costul din toate tuturile pentru... Vreau să vin să clarific situația, în ideea că, așa cum știm din ședințele anterioare, s-au mai purtat discuții în vederea costurilor per tuburi sau cămine de racordare. Prin oferta celor care le-au trimis-o. Nu. Deci noi înainte de a face tuburi cu regie proprie, cu angajații primăriei, am analizat niște oferte de la specialiști. Și un singur tub din oferte, sunt la un dosar, domnul Bici poate să le aducă la ședința viitoare. Deci un simplu tub ajunge un simplu tub. Nu vorbesc de capacul tubului, nu mai vorbesc de alte dotări ale tubului. Un singur tub se duce în zona de 4 milioane și ceva, vorbesc în bani vechi. Pe când acel tub făcut aici la noi, în regie proprie, cu angajații noștri, pentru a justifica activitatea, ne ducem în jur la 70 de lei. Deci faceți diferența. Calitatea de producție. Discutând la nivel raport calitate, țin să menționez că la multe OAT-uri din județ, acele cămine se fac și din bolțari, se fac și din beceauri, se fac și din țeavă plastic. Sau acolo nu e un pericol public, 100% care să reziste la o forță anume. E practic un cămin în care vin montate niște apometre, atâta tot. Ne dăm cu părerea că ar trebui nu știu ce. Noi am recurs la varianta regie proprie pentru a diminua costurile, domnul Mocanu. Dacă n-ați înțeles până acum dintre atâtea ședințe, îmi pare rău că veniți la ședință ca și la un spectacol. Eu v-am întrebat și mai repet încă o dată. Totdeauna ați spus că noi nu putem face. Noi nu suntem o firmă. Acum când vă întreb de firmă, spuneți că facem cu cei 3-4 angajați care îi avem. Domnul primar, când se va întâmpla ceva, știți ce o să spuneți și Consiliul Local o aprobat. Nu? Așa, Deci, tuburile care le vom folosi pentru cămine sunt practic
sau aceste ducuri reprezintă o protecție pentru apometru, pentru robinet și pentru legături care sunt dintre magistrală și proprietatea persoanei. Nu este un... Să nu vă închipuiți, toată lumea de aici s-a făcut un gard, s-a făcut o fântână, s-a făcut un puț în cad și așa mai departe, în curte. Nu? Dacă invocăm acum, în condiții în care noi am făcut economii de 300-400 de lei, de la firmă la firmă, variază, și am făcut o economie la bugetul primăriei, deci practic am făcut o economie pentru toți cetățenii din comuna Bucoci. Deci nu am făcut o economie pentru primarul Istor Cristi sau pentru viceprimarul Munteanu, ci am făcut o economie pentru toți cetățenii din comuna Bucoci, prin această metodă. Din punct de vedere a fișei tehnice, am studiat toate fișele tehnice de pe toate ofertele din site-urile care le-am avut la dispoziție pe calculator. Da? Unii aveau cu sârmă de 6, alții aveau cu sârmă de 5, alte tuburi aveau cu sârmă de 4. Noi am pus sârmă de 6, injecții de 6, pentru că am considerat că e cea mai solidă. Cu toate că nu se exercită eforturi supranaturale asupra acestor tuburi. Da? Sunt tuburi de protecție. Dacă cineva își închipui că asupra acestor tuburi se există niște presiuni și se va strivi tubul, hai să facem discuții, doar de dragul de a face discuții. Deci, consider în continuare că am făcut un lucru bun pentru comunitate. Dacă nu satisfacem dorințele unor consilieri, asta e o chestiune de altă natură. Este o chestiune care putem să o tratăm altfel. Deci noi nu ne gândim atunci când luăm decizii să dăm satisfacție uneia sau altuia. Noi vrem să dăm satisfacție cetățenilor din comuna Bucoci. Asta este toată teoria care a stat la, să zic așa, această decizie care am luat. Mulțumim. Spuneți, domnule. Păi dacă tot e așa de benefic pentru comunitate, haideți să facem și pe reu tot noi. Considerați că ce am spus eu nu-i benefic în cetățenii de comuna Bucoci? Păi da, pereul ăsta care... Nu lăsați pereul, eu vă spun... Acum aveți utilare, de ce nu puteți face domnului? Că toți nu ne-ați zis ce vreau. Eu vă pun o întrebare simplă. Considerați că expunerea care am făcut eu, vis-a-vis de aceste tuburi, este benefic. Dar să nu sumă, spune suma, să spui și la cât să ridică. Domnul, de ce e vital? Și de când Mateu este autorizat să construiască tuburi de pe Puștoarcă? Este o societate. La cetea dumneavoastră, nu am spus scris la problemele. Aici am un gândit așa... N-am spus să ne facă chestiunea asta. Dacă veneam acum, ca să nu permit timp, data viitoare, actele sunt în birou la mine, eu le aduc aici. Reiterez încă o dată ideea că nu ne-am gândit decât să fie o chestiune care e benefică cetățenilor. Să fie și legal, nu că nu să fie legal, pentru că n-am furat nimic. Ilegal este atunci când ciortești, când faci o chestie de genul acesta. Faptul că noi avem pe regii proprie activitate, deci n-am plătit manoperă, da? E o economie. Nu comparăm un pereu care impune altă tehnologie cu un proiect. V-am explicat ce importanță are tubul, ce importanță are pereu. Asupra pereului se execută o presiune destul de mare pe apa râului Siret, în aval, în situația unui tub care este acolo pentru protecția apometrilor, a robinetelor. Altă funcțiune nu îndeplinește acel tub. Prin nu asta altceva. Montăm tubul ăla care vine pentru racordat, da? Cine intervine asupra conductei? Apă. Cum cine intervine? Nu, doamne, cine intervine ca să tai, să facă racordare? Cine face? De cine racordează, se trage racordul? Ăștia patru meseriași. Vă referiți la legături. Specialiști. La finalizarea lucrării. N-are nicio legătură cu tubul. Stați un pic, ajungem, punem în tubul unii conducta, da? Cine face branșările? Nu trebuie să tăia, nu trebuie făcut. La ce vă reci să tai?
Că nu înțeleg ce. Legătura de branșare. Domnul Tadeacu, domnul. Domnul Tadeacu. Eu nu sunt tehnicie. Dar n-a pus întrebarea corect. Domnul fost viceprimar. Așa spune domnul primar. Acest debit privește niște costuri pe material și pe manoperă. Atâta timp cât intervenim în regie proprie, acolo unde se poate, cu angajații noștri, înseamnă să mergem sub costuri și să aducem o economie bugetului local. Acolo unde se impune, avem ofertă pentru subtraversări cu specialiști în domeniu, acolo unde se impune. Intervenim cu ei, dar costurile sunt foarte mari. De asta, nu știu câtă memorie avem, nu ne aducem aminte ce am stabilit în ședințele anterioare, îmi pare rău. Dar parcă așa am stabilit. Dom'le, să diminuăm costurile, având în vedere ofertele foarte mari a specialiștilor, avem persoane angajate care pot să facă și dumnealor acolo unde se poate. Unde sunt complexe și complicate, intervin specialiștii și dăm bani mai mult. Pentru asta s-a cumpărat și mașina de forat. Corect, cu aprobarea dumneavoastră. Asta să vedem și cu aia unde să ajunge. Dom'le, hai să facem ceva, până vedem, hai să facem ceva pentru oamenii ăștia. Da, fiind care să... Hai să facem. Cine este pentru? Am o răbdare deosebită. Doamna, am ridicat, doamna președinte, vă rog să mă scuzați. Am ridicat mâna de 2-3 ori. Nici nu m-ați băgat. Păi dar acum nu ați ridicat. Nu știu, poate... Eu am ascultat colegii mei care au anumite păreri, fiecare are părerea lui, fiecare are ideea lui sau fiecare are... Eu aș întreba un singur lucru. Spune-ți. Dacă apa și canalul funcționează, noi unde ne branșăm? Funcționează sau nu funcționează? Nu. Unde ne branșăm? La ce ne branșăm? Dacă ea nu funcționează. Dacă canalul care este spre Siret să se facă canalul sau ce trebuie, un baraj sau nu știu ce există acolo, nu cunosc proiectul cu exactitate și până atunci nu ne dă voie să funcționeze apa și canalul. Deci nu ne dă voie. Ne dă voie, domnul primar, nu ne dă voie. Și noi începem branșările înainte de a funcționa apa și canalul. Am spus că mergem în paralel cu lucrările. Scopul final... În paralel ce? Scopul final... Suntem de 12 ani, domnul primar. Mergem în paralel. Tot în paralel. Și nu mai ajungem nici într-un paralel. Că văd că mergem unul așa, unul așa, unul așa. Domnul primar, nu vă supărați. Este o idee care poate vă contrazic. Dar eu nu vreau să vă contrazic. Eu vreau să vă spun adevărul care există în Comuna Bohoci. Deci, de 12 ani, apa și canalul trebuie să funcționeze din 2010. În 2010. Proiectul este făcut de mine. Și vă spun cu toată sinceritatea, mă doare la inimă când văd că după 12 ani nu funcționează acest sistem de apă și canal. Mai trebuie încă un an prelungire, mai trebuie încă 2 ani prelungire, mai trebuie încă 3 ani. Când îl punem în funcțiune? Nu vă supărați, poate greșesc. Cunoașteți eu cunosc foarte îndeaproape acest proiect. Cunoașteți altă metodă de a-l pune în funcțiune fără branșamente? Da. Cum? Cunoașteți altă metodă de a-l pune în funcțiune fără branșamente? Treaba dumneavoastră. Păi asta că dumneavoastră în 12 ani trebuie să puneți apa și canalul în funcție. N-ați reușit. Nu știu dacă eu am reușit sau nu. Dar oricum, n-aș vrea să, cum să spun, că să vă atăc sau... Eu nu vă atăc. Comuna Bohoci a cerut atâta timp să funcționează apa și canalul. Nu funcționează. Cu asta basta. Vă mulțumesc. Au fost multe sincope în procesul de derulare. Sincope găsăm tot timpul. Dar care este scopul final al acestei instalații? Eu vă întreb, dacă cunoașteți altă modalitate, mergem pe altă modalitate. Noi am considerat că asta e cea mai direct. Dar dumneavoastră nu puneți mie întrebări, vă pun eu întrebări, dumneavoastră. De ce nu funcționează apa și canal?
Atât, domnule, suntem pe procedură. Procedură, 12 ani. Din păcate, în primul mandat, domnul primar ne spunea cu tărie, voi finaliza proiectul apă și canal. Asta v-a spus, domnul. A trecut 4 ani. Eu nu v-am lăsat să vorbiți. Vă rog să mă lăsați să vorbiți, doamna președinte. Eu discut cu dumneavoastră. Dumneavoastră, ascultați-mă și eu m-am ascultat. În primul mandat, țipați pe Abișghire, pe la Buhuce. Voi finaliza proiectul apă și canal. În al doilea mandat, lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos. În al doilea mandat, încercați din nou să ne mințiți. Ba că facem pârâul ăla, ba că facem nu știu ce, ba că ne înțepăm. Spuneți, nu sunt capabil să finalizez proiectul apă și canal. Dumneavoastră nu sunteți capabil, domnule. Dumneavoastră puneți frână. 8 ani. Dumneavoastră puneți frână, doamne. Vă mulțumesc, doamna președinte. Plăcere. 8 ani avem. Cine este pentru acest proiect? Împotrivă? Hai să plătim bani. Nu se mai. Vă spun eu. Chiar dacă... Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Oate Bucoci. Doamna secretară, vă rog frumos. Da, am ajuns la proiectul de hotărâre care vă spuneam. Da. Avem o adresă de la instituția prefectului prin care ne cere care este situația datelor răspuse în registrul agricol la data când a primit adresa, deoarece acestea vor fi utilizate pentru efectuarea recensământului general agricol din anul 2020. Asta o dată. Și ținând cont de faptul că doamna Stoian Angelica este anul acesta în plan de pensie, și la compartimentul financiar contabil. Anul trecut s-a vacantat un post. Se propune transformarea funcției publice vacante din cadrul compartimentului financiar contabil și achiziții publice din referent 3 superior în consilier 1, grad profesional asistent, salarizat conform funcțiilor similare în plată. Și transformarea funcției publice vacante din compartimentul registru agricol la scopul din referent 3 debutant în consilier 1, grad profesional asistent, salarizat conform funcțiilor similare în plată. Deci sunt posturi cu studii superioare și calificări cu operare pe calculator. Dacă sunt întrebări. Sunt discuții. Doamna Tocasă? Sunt foarte multe, dar acțiune. Atunci, sunt discuții, supunem la vot acest proiect. Cine este pe? Împotriva sau abține? Abține. Mocan. Pentru. Împotriva? Cine este? Abține. Abține domnul Pușcă și domnul Antica? Nu. Este. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar pentru anul 2019. Inițiator, domnul primar. Raport privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019. Exercițiul bugetar pe anul 2019 se închide. Se încheie la venituri cu suma de 6.098.044,32 lei. Iar la cheltuieli cu suma de 5.577,45 lei, rezultând un excedent, vă rog să luați aminte, un excedent de 1.340.466,87 lei. Da. Ca să dau citire la tot raportul, înseamnă să durez. Ceea ce vă fac cunoscut în mare,
Deci, bugetul Comunei Boci pe 2019, vă spun în miliarde de ca să înțelegem cu toții și să înțeleagă și cetățenii, s-a compus din aproximativ 70 de miliarde. Vechi. Mare parte s-a dus în zona de funcționare și mare parte în zona de dezvoltare. Așa a fost el proiectat. Faptul că la dezvoltare, implicit investiții, nu s-au putut cheltui în totalitate sumele, din diferite motive, proceduri de autorizare, avize și așa mai departe, s-a ajuns la acel excedent de aproape 13 miliarde. Plus că sunt proiecte multianuale, care nu pot fi finalizate. Plus că sunt... Dar, ca să fiu foarte prompt, vă rog frumos unde aveți nelămuriri și vă fac... Da. Dacă sunt discuții, spune doamna Hanu. La capitolul 67,05, cheltuieli pentru cultură și cult. Nu pot să fie. Nu, nu-i bugetul, ăsta e închidere. Închidere. Da? Da. Discutăm la buget, când întocmim bugetul, discutăm pe ce am prins la culte și ce... Dacă mai sunt discuții de acest proiect, dacă nu, să punem la vot cine este pentru. Eu nu am să vă spun. La cor? La acțin. Da, da, haideți să fim un pic responsabili. Deci cine este pe numărul sus? Care s-abține? Ce înseamnă treaba asta? Că da? Care s-abține, dar nu știu nimic. Domnilor, continuie. Eu nu vă supărați. Da, este vorba de încheierea unui exercițiu bugetar. Deci, cheltuielile banilor pe un an de zile, da? De ce trecem așa prin el ca prin ca cum prășim varza? Da. Doamna președinte, vă rog cu multă atenție, lăsați consilierii să gândească puțin. Lăsați consilierii să răspundă și ei la ceva. Pentru că ei vor răspunde și de încheierea exercițiului bugetar și de bugetul care va veni pe anul ăsta. Pe 2019. Uitați aici. Și dacă scrie aici pentru culte, eu nu pot să fiu de acord, pentru că în Comuna Buhoci sunt culte. Suntem catolici și ortodoxi. Da. Și se face acea diferență în fiecare an. Se dau bani numai la bisericile catolice. Ne-am trecut cu toții la catolici. Hrețu și dumneavoastră tot la catolici. Ați suntem ortodoxi. Păi primește, vreau de dumneata, să vorbești în dreptul dumneata și să te înscrii la cuvânt. Te rog frumos. Să nu te bagi în ciorba mea. Eu nu pot să fiu de acord, doamna președinte, întrucât s-a dat bani doar la Biserica Catolică de la Biblie și la, la noi, la preotul s-a dat nostru, la Biserica Ortodoxă. La Biserica Ortodoxă din Buhoci nu s-a dat niciun bani. Nu s-a dat niciun bani. Părintele, eu ceri bani. La ce se idei? În calitate de ordonator de credite, domnul primar, poate să cheme preotul să spune, domnule, ai nevoie de suma asta, poftim suma asta. Direct răspunzător va fi părinte. Așa au fost întotdeauna. În alte zone, de ce se procedează așa la noi? Trebuie să vină să spună preotul la primărie. De ce? Preotul la primărie, nu primarul la primărie. Nu trebuie să vină preotul să ceară. Primarul îți duce la voturi. Întrebă voi. Numai pentru catolici putem să facem și lucrări. Chiar ieri se făceau lucrări la biserica asta, la alte catolică. Numai acolo se pot face la noi. Domnul catolic. Dacă eu i-am văzut și am și fotografiat cum a vorbesc prostii. Am spus lumea bani. Cine o da? La cetățenii noștri. Sunt colegii noștri care sunt angajați la primărie cu buldo nostru, Muceaiedru. Nu mai vorbim cu vorbim cu noi. Foarte bine că lucrează. La buldo trebuie să funcționeze, doar la cetățenii în primărie. Dar nu la biserică, numai la biserica catolică, atât trebuie să funcționeze. Dacă tu ai nevoie de buldo, plătește o oră, două, trei. Nu acum, nu putem. Când e milion, o oră, îți va ieși din garanție. Nu putem, când se va ieși din garanție, domnul. Ce ieși din garanție? Da, a terminat domnul Mocanu? La tine? Domnul Mocanu a terminat. Da. Mai sunt?
Discuții, mai sunt? Nu mai sunt. Nu, dar nu mai sunt. Eu, senatore, nu mi obligă cineva opțiunea mea cum să votez și cum. Votez cum vrei, cum tare, faci ce vrei. Aici e greșit, ai zis ceva corect. Da, sigur, dar deci, supunem la nu ne mai obligați să votăm, că pe nu-ți plătim bani. Da. Da. Deci da. Supunem la vot cine este da. Pentru mâna sus. Cine este pentru? Doamna Ferefac. Da. Împotrivă, domnul Mocanu, domnul Mușcă. Nu? Eu mă abțin. Abține? Abține două. Două abține și două împotrivă. Acum trecem la următorul, punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar. Primar. Da. Așa cum doamna președinte, vă rog să ascultați. Prezentarea unui buget al primăriei Comunii Buoci îl prezintă contabil la șefă, nu primarul. Are studii, domnul. Dar aici scrie vă spun exact că nu votez bugetul. Dacă nu vine contabil, ați prezintă bugetul. În calitate de inițiator, pot să vă fac în mare o expunere. După care, pe specialitate, o să vină doamna contabilă la solicitarea dumneavoastră. Vă rog să vă punctați acolo unde trebuie să vă punctați. Cereți lămurit de specialitate de la doamna contabilă. Da, în mare, așa cum am spus la încheierea exercițiului, noi am funcționat pe 2019 cu un buget de aproximativ 70 de miliarde. Pe bugetul 2020 vom construi bugetul pe o sumă de 160 de miliarde. 106 miliarde. Deci avem cel mai mare buget la ora actuală, datorită faptului că în anii trecuți au fost multe sume în excedent. În decursul anului s-au strâns în jur de 46 de miliarde bani din excedent. Ceea ce am discutat în ședințele anterioare cu dumneavoastră, să-i ducem într-o zonă de asfaltări. Ceea ce am inițiat proiect de asfaltare pe anumite tronsoane din comună, am ajuns la faza de autorizare, la faza de atribuire lucrări, urmează cât mai curând celelalte proceduri, dar nu mai mult de o săptămână vom emite ordin de începere a lucrărilor și trecem la treabă dacă timpul ne permite. Acum, dacă vreți, pe capitole motamo, să vină doamna votată. Asta rezultă că până vine doamna contabilă, vorba unui contabil, Dumnezeu să le ierte numai, nu că am fost gârciți, eu cred că am fost destul de chipzuiți în ideea de a gestiona sumele din primărie. Nu multe primării au un excedent de pierdă. Nu în ideea că nu s-au folosit pe motiv pe motiv că nu au fost avize acordate. De exemplu, un aviz la mediu pe pereul betonat ne-a dus ca și timp pe 8 luni de zile. După care l-am mai primit și condiționat că în 3 luni de zile se execută lucrarea. Deci nu că vrea primarul sau viceprimarul sau contabilul din comună să nu se facă. Vrem să le facem, dar le facem legal. Păi trebuia să duceți ca și investiții la măriri salariale și gata, se rezolva problema. Dumneavoastră poate așa o să faceți. Nu am considerat să le ducem la investiții. La investiții. Doamna contabilă, vă rog să... Nu reușesc. Nu reușesc. Am mai...
Adresați-mi întrebarea. Dorință. Domnul, vă rog să prezentați bugetul local al Comunii Buhoci pe anul 2020. Ce doreanță mai doriți? Am înțeles că domnul ordonator de credite l-a prezentat. Domnul ordonator mi-a dat în mare anumite idei. Și dumneavoastră, ca virgulă contabilă, trebuie să ne prezentați bugetul pe anul 2020 al Comunii Buhoci. Proiectul de buget al anului 2020 se prezintă la secțiune la venituri cu suma de 5.925.700, compus din sume și cote alocate de la pentru echilibrare de la Consiliul Județean. 1.223.000. Vorbim în milei, dacă 1.223.000. La 11.0206. Repartizați de cine se repartizează? Aici avem repartizat și de finanțe și de Consiliul Județean. Da. Ca să merg acum la adrese, la fiecare adresă... Nu, dacă e din Consiliul Județean și Finanțe, nu mai trebuie alte mâini. Consiliul Județean și de Finanțe. Și... astea sunt cote din impozitul pe venit și avem și sume din TVA, tot pentru echilibrarea bugetului, pentru că bugetul local are veniturile bugetului local sunt într-o pondere mică și nu pot să susțin. Care sunt veniturile bugetului local? Veniturile bugetului local sunt formate din impozite și taxe de la populații, corect, respectiv din impozit pe proprietăți, adică clădiri, autoturisme, terenuri. Aproximativ, nu? Ca sumă aproximativ, cam în jur de 7 miliarde jumate, 8 miliarde facem anual din impozitele locale. Deci este banii contribuabili. Da. Iar restul se completează cu sume și cotii de la Consiliul Județean și finanțele publice. Pentru susținerea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare și mai mult pentru susținerea cheltuielilor, de exemplu, din TVA, să susțin o parte din cheltuielile cu asistenții sociali, cu indemnizațiile persoanelor cu handicap și învățământul. Cheltuieli de cu bunuri servicii, salariile sunt din Consiliul de Inspectorată. Sumele din TVA sunt de 3.802, deci 38.020.000. Cam atât sunt de la Consiliul Județean și Administrație, la finanță. Cheltuielile sunt în valoare de 10.637.000 din care salarii administrației locale și asistenți. Vorbim cheltuieli cu salarii. 23.850.000, vă spun în... Așa, cheltuieli cu bunuri și servicii, iarăși, pe 150.000. Cheltuieli cu alegeri locale, 50. Aici am modificat un pic, am pus 80, că o suportăm noi, cheltuieli locale, suportă în exclusivitate de... Vorbim din majoritatea cheltuielilor de, să zicem, cu bunuri și servicii și deplasări și... Cheltuieli cu ajutoare sociale, indemnizații, 300.000. Cheltuieli cu susținerea cultelor, 100.000. Cheltuieli cu persoane instituționalizate, avem prin centri, prin țară și în oraș, în țară, și pentru ăștia plătim cheltuielile ocazionate de îngrijirea lor. Aveți favorit cumva? Ce? Cheltuieli. Marcul inimă, sărbura, în centru, o persoană cu probleme. Cheltuieli cu iluminatul public 150.000, cheltuieli cu drumurile 100.000, cheltuieli cu apă și cu canalul salubritate 140.000 și investițiile conform listei care sunt... Da, la investiții, sunt merg cu secțiunea de dezvoltare. La secțiunea de dezvoltare avem un deficit de 4
47 de miliarde aproape, pe care l-am completat cu excedentul anilor precedenți și anului care au trecut. Anul trecut, după cum v-a spus, probabil, domnul donator de prieteni, ne-am închis cu... Să vorbim în bani vechi, ca să așa, în jur de 13 miliarde, 400 ne-am închis. Asta înseamnă că am făcut o economie la cheltuieli. I-am reportat pentru anul ăsta și toți banii economisiți, cum ar fi din anii precedenți și de anul trecut, îi vom folosi în exclusivitate pentru secțiunea dezvoltare, adică pentru investiții. Investițiile propuse de noi în anul 2020 sunt următoarele. La capitolul învățământ, reabilitare și modernizare școală Bucoci. 50.000, aici e vorba numai de avizii, de astea, că e prin PNDL, sperăm, sau prin fonduri. Prin fonduri. Reabilitare și modernizare grădiniță Sat Biștil. Iarăși noi am pus 2 miliarde jumate, aici iarăși banii susținuți din proiecte și programe guvernamentale. Construcție terenului. Aveți program guvernamental, deci mai puneți bani din dar de trebuie avizile și autorizările și toate și cofinanțare. O parte din cofinanțare trebuie să o pună primăria. Sume neeligibile din proiect. Sunt și sume neeligibile. Construirea terenului multifuncțional modern la școala Bucoci. 350.000, 3 miliarde jumate. Construirea terenului funcțional modern școala Bișghir. 250. Mai avem de dat. Investiții la dezvoltare servicii comunale, actualizarea și extinderea pungului, 3.000, extindere rețelei electrice Cotendo-Spinești, 2.000. La contract, până acum, cât s-a dat pe cele două terenuri, câți bani a ajuns până la ora actuală, cât s-a cheltuit până la ora actuală? Până la ora actuală, pentru, la Bucăci n-am plătit nimic deocamdată, decât avizii și autorizări și așa. Și la Bișghir s-a plătit o parte, ce să vă spun, poate un 3 miliarde 700. Pe un teren de sport ajunge în jur de 5 miliarde. Venea mie, 3 miliarde 700 făceam un teren de urla în Buhoci. Există devizie, este propusă de noi, este realizarea drumului, asfaltarea drumurilor comunale. Da, da. Mai domnul Ivan, am s-au dirijat majoritatea. Dar nu este de acord. Și așa, aici s-au dirijat majoritatea banilor. Uitați, aici este grosul acestei liste de investiții. Foarte mult bani. Cât va costa drumul acesta? Și când va începe lucrarea? Că avem am câțiva ani. Suntem și aici în fază de lucrare. Cred că m-am înscris la cuvânt și luam firii. Când începe campanie, deci nu se spară pe nimic când începe. Totdeauna am susținut să facă pe cel mai lung. Ai să zici mai la de ce tot am cerut cu asfaltare? Ce? Nu se spară, mă pot nimeni. Ce? Are corect? Nu, nu te poate arde nimic. Dar nu mă arde din proiect, dar vă pot spune că am obținut autorizația de construire la Consiliul Județean. Și dacă ați fost un pic atent, v-am spus că suntem pe procedură de atribuire de reconstrucție al lucrării. Suntem pe final. Acum, dacă se finalizează procedura de atribuire pe lege către constructor, urmează pașii următori, contractarea dirigintelui, care e specialist pe proiect. Noi nu suntem specialiști, viceprimar, primar, a angajat. Și ordin de începere a lucrărilor. Cel mai târziu când? Poate ce? Sunt atât de curios. Cel mai târziu... Ai săptămâna viitoare mingile. Dacă e repetit, îți faci așa fac. Da. Eu sincer cred că în două săptămâni jumate, trei săptămâni ne apucăm de treabă. Dacă vremea e așa cum se arată. Rugați-vă. Dar atunci ați zis, Doamne, dar de ce am cerut eu asfaltare? Iar e rău. Ați mers și asfaltul cu zăpadă. Deci este alt subiect. Așa cum a susținut dumneavoastră în toate cedințele, ca banii, rezultați din excedent să-i ducem. Ne-am dus. Mulțumim Dumnezeu că am ajuns și la proceduri, adică la toate... Ați făcut foarte bine, că avea numai puniți piatră pe dar. Dacă puniți piatră așa cât butelia, ați văzut de agățări cu mașinile, toate butelii... Chiar vreau să vă contrazic. Chiar vă rog. Chiar vreau să vă contrazic, trebuie să puneți și piatră ca să... Venim cu poporul asfalt. Bine, acolo se știe, asta se știe. Dar da. Pune-ți-o de ce vreau. Alte discuții, a zis că... Acum vreau să vă spun că
și cu regret și cu bucurie, cred că e ultimul buget inițial așa pe care îl mai prezint la anul, dacă dă Dumnezeu, sunt la pensie. Dar vreau să vă spun că am lucrat atâția ani, foarte mult din timp de asta, mă știu și cu domnul Antuca și știți prea bine domnul Antuca, când erați primar, oricând s-a lucrat greu, dar mai greu ca acum, să se obțină ca o investiție, să faci o investiție, niciodată nu s-a lucrat. Gândiți-vă că am 42 de ani acuși de serviciu, n-am întâlnit atâta proceduri de urmările și ca să faci o investiție. Nu-l mai periați pe primar. Nu, este și normal să susțină pe domnul primar. Nu. Eu știu că toate contabile să pun bine pe primar. Nu. Vreau să vă spun că am listă de investiții pe care o repet de 3 ani. Începută de 3 ani cu avize și cu contracte. Nu se finalizează. Din experiență că te puneai ghile pentru contracte, așa-i? Da. Referitor la ce vrea doamna contabilă. Într-adevăr, foarte greu de pătruns aici, dar mă miră faptul cum comunele învecinate obținut. Haideți să vă spun ce comunii vecinare. Să mă raportez, nu vreau să fiu răutăcios. La alocările venite de către Consiliul Județean, știți foarte bine, primăriile PNL au primit zero la asfaltări, la petruiri. Zero. Pe când primării care nu au niciun kilometru de petruit au primit 4 miliarde. Unde-i dreptatea domnilor consilieri? Domnul de la PSD, care puteai să tragi sforile, să zic așa, la Consiliul Județean să aduci bani pentru buget. Dar după când știu ce s-au dat bani. Păi unde? Zero. Zero. La Consiliul Județean. Nu anul ăsta. Cu drumul, zero. Nu anul ăsta. Zero. Deci așa de mult nu a ajutat Partidul Social Democrat. Bun, dacă domnul Fușca, dacă s-au dat bani, unde sunt bani? Nu, doamnă, sunt acolo. Unde? Doamna contabilă, nu. Dacă o prezenta bugetul, poate mă punem întrebări. Îi mai punem anumite întrebări. La pensie, a spus domnul. La pensie, la pensie, da. Care este prioritatea asfaltării? Cred că este drumul pe vale, nu? Prioritatea. Nu. Este prima? Sau ce pe Babișterie? Nu, vreau să răspundeți concret. Băi, Mocanu, dacă tu ești mai mare partid, ca... Întreabă, domnule, pentru scritia cu vârșe. Băi, partidul cel mai mare. Domnul, dar mai contează de unul ea. Pe civilizare scrie scritia cu vârșe, dacă ești mare. Prioritatea numărul va fi investiții în comuna Boci. Nu pot să despart comuna în 10, cum vezi dumneavoastră. Știu unde vreți să ajungi. Acolo unde va trebui și mă refer la arterele principale. Și care? Aveți o arteră mai principală decât asta pe vale? Da, în comună. Dacă nu ați știți? Mai mii din valea să spunem. Domnul Plădec, eu nu v-am dat rău niciodată când ați vorbit. Dar mai contează, domnule, am o rugăminte la mea casă. Lasă la urmă. Dar suntem chiar la credință. Chiar dacă ați vrea, eu nu pot să las valea la urmă. Chiar nu se poate. Și ați am timp de acolo. Deci ca să nu pară la valiile. Dar nu mă bătați niște mocanuri. Cu toți, o să începem pe artera principală. Și din păcate, artera principală e pe vale. Așa că ce vreți mai mult?
Deci, da, înseamnă că tot, tot din frica lui Mocanu. Da, 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 da. Nu mi-e frică din nimeni. Dar ceea ce spunea domnul Pătrașcu și la PCR, haide să facem ceva, indiferent unde facem, să facem ceva în comună. Așa trebuia din 20 de ani. Domnul, inițiativa care v-am spus-o eu, dacă vă aduceți aminte într-o ședință de Consiliu Local, am spus domnilor consilieri și domnului primar, domnul. Așa. Deci dacă se făcea în 8 ani de zile câte o uliță, una la Coteni, una la Buhoci, una la Vizghier, una la Dospinești, deci în 8 ani se făceau 4 și 4, 8 uliți și erau deja asfaltate. Din excedentul la care... Din excedent. Eu când am plecat de la primărie, doamna contabilă, confirmați, câți bani am lăsat eu în bugetul local? De aceea 13 miliarde. Cât? 13 miliarde. Ce valoare aveau banii? 13 miliarde. Da, dar după dumneavoastră nu a intrat domnul. Eu cu cât am preluat? Nu a intrat domnul Iștoc. Minus. Spuneți dumneavoastră. Noi ce am avut? Ce minus? De ce ați luat în primire dacă era minus? Vorbim. E ca la păduri. Întreabă pe Coțeam. Că nu vrea să iei în primire, care vă dau șoate. Trebuie să le împartă, să le plătească, să le răscoată. Ar trebui într-o final să ne bucuri pe toți. Faptul că avem cel mai mare buget acum, domnul primar, vă apreciez dacă avem cel mai mare buget la ora actuală. Dar nu vă apreciez, pentru că în anii anteriori, nu s-au cheltuit banii dacă i-ați avut. Au fost duși pe investiții și n-au fost finalizate din cauza procedurilor. Ce avize, autorizări? Domnul primar, procedurile, eu știu ce s-a în proceduri. Încep cu 6 luni, 8 luni, chiar un an înainte de a face proceduri. Că așa este în sistemul românesc la momentul actual. Sunt convins că va înflori comuna Buhoci și începe cu 6 luni. Traian va înflori, având atâția bani. Nu punem problema altor comunii. Nu punem problema comunii noastre. Nu mai ajunge. Deci, vreau să plece, domnul. Da. Putem să spunem la vot. Da. Cine este pe el? N-am zis că n-am votat, dar îl votez. Nu cont, doamna contabilă. Pe mine mă convins realitățile. Nu cont. Și nici primarul. Nu înțeles. Avem un întreg dosarel, dacă îmi permiteți. Deci avem două adrese, una de la inspectorat, una de la școală și apoi din partea centrală. Eu am dat citire la adresa inspectoratului școlar, care solicită primarul și Consiliul Local să desemneze reprezentanți într-un consiliu al lor, în conformitate cu prevederile articolului alineatului 1 litera G din ordinul ministrului 5530/2011, care spune că această comisie mediază conflicte și litigi. Așa că cum va pune un primar, doi consilieri locali și un reprezentant primării, un consilier local, doi reprezentanți primării sau dumneavoastră, domnilor consilieri, cum faceți propuneri? Deci aș înclina reprezentanți din partea Consiliului Local și un reprezentant din partea primării. Faceți propuneri din partea Consiliului Local, două persoane care să reprezinte comuna de Buhoci, la inspectorat din Buhoci. Pe linie din învățământ. Vice primar, ca să facă propunerea. Da, deci viceprimarul, eu propunere, da? Și altă propunere? Doamna Budău. Budău,
spune. Nu v-ați schimbat numele, doamnă? Nu s-a anunțat. Felicitam pentru asta. Nu s-a anunțat. Ba da, da. Doamna președinte, ați dat cumva cuvântul domnului? Nu, nu, nu. Ați dat cuvântul atunci? Da, da, da. Domnul Dreapta să discute, să vorbească, să se exprimi toate dorințele. Nu vorbi de fuzul lui. Ia favelul, gamătanul grășnic. Erai cel mai drăguț, acum și e emoțită. Ai emoțivită. Zero. O mai te cum ce ai? De ce mi-e un pic? Nu mai am voie. Da, avem solicitări pe ajutor a diferitelor persoane și cazul de deces. O să intre în analiză conform unei anchete sociale. Dacă vor fi îndreptățiți, cu mare drag vor primi bănuți din partea primării. Este acolo și domnul Vracău de la Dăspinești, care i-a luat pe casa? Asta probabil ce, da, deci n-am pus. Deci sunt mai multe cereri. Și domnul Vracău. O să fie. Domnul Vracău... Cu toate că, conform legii, mai bine stat. Toți cetățenii au obligația pe lege să-și asigure locuințele. Dar până acolo, în baza unei anchete sociale, vom dispune. Deci avem doamna Sucă Irina, pentru decesul soțului, domnul Bracău Vasile, i-a luat o casă la Dăspinești și mai avem domnul Cojoc Alina, soția unei persoane care a decedat. Da, da, da. Dar și mai beneficiar de ajutor social. Și mai avem încă o cerere depusă astăzi la legislatură, deci toate vor intra pe curs. Noi astăzi, da, o avem. Da, o aveți. Da. Noi astăzi am aprobat buget, da? Și acum, doamna președintă, mai avem o cerere. Deci, mesele cele, dau citire la ea. Dumnealui. Deci aveți o cerere, acum aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președintă. Domnului primar, domnilor consilieri locali, stimați concetățeni. Băi, dar numai Ceaușescu și Chiebi. Nu citesc, vreau doar să fiu foarte scurt, să nu mă culcesc în evenimente de-astea. O să începem să invers pentru ca să nu se piardă șirul. La capitolul 6 ați avut pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Vă rog, doamna secretară, să menționați în procesul verbal faptul că nu a fost, primăria nu a organizat dezbatere publică cu cetățenii cum era legal. Atât am de discutat la punctul ăsta. O să iau în ordine celelalte subiecte. Sistemul de apă și canalizare ne-a explicat domnul primar în mare, cam în mare, așa cum ne explică dumneavoastră de obicei, dar eu aș vrea și mai avea o întrebare. De fapt, două. Unu, acest proiect de apă și canalizare a fost sau nu recepționat? Recepția lucrării a fost făcută vreodată? Unu. Doi, pentru sistemul de canalizare există o stație unde se vor face deversările din acest proiect, din aceste țepi de canalizare, dejecțiile, unde se vor duce? Există undeva o stație de filtrare, tratare a apei? În spatele tău. Da. Nu, aia este pentru apele? Cealaltă, deci punctual. La... Așa, păi întrebăm, că sunt... Da. N-am terminat, domnul primar. La apă și am spus că aveți două puncte. Da. Referitor la recepții, s-au făcut recepții parțiale pe obiective finalizate. Și la punctul 2, referitor la stația de depurare, avem module în baza proiectului
chiar sunteți vecini, nu știu cum le-a fost eu, știu, la eu sunt foarte subdimensionate. Asta e poziția noastră, deci sunt făcute în baza unor proiecte, unei studii, vă rog, unor studii. Pe site-ul primării să fie mai vizibile, așa că dacă ar fi vizibile, nu ar fi cetățenii debusolați, cum considerați noastră. Dumneavoastră e debusolați. Nu, Doamne ferește, din contră, dumneavoastră încercați să-i speriați, să-i bateți cu piciul, să-i... dumneavoastră. Deci nu mai bine. Trecem la altceva. Da, așa este. Mai faceți o plângere, domnul primar, că ați făcut destul de împotriva noastră. Deci vă rog frumos la afirmațiile de acuze, de verdor la vița noastră. Deci vreau să fac o plângere penală. Și noi avem acesta. Ne-ați sumis cu argumente, vă rog frumos să vă controlați. Așa. Raportat la sistemul de iluminat public local. Mai este proiectul în derulare, se mai întâmplă ceva sau nu? Și aici aș vrea să mai adaug ceva. Unii cetățeni au observat pe la Bijir, s-au mai montat două lămpi de iluminat public stradal în fața unei farmacii. Culmea că s-au montat de o așa manieră, nu să lumineze strada, ci să lumineze un anumit punct, și anume acea farmacie. Întrebarea este, face parte dintr-un proiect partea de instalare a celor două lămpi? Dacă da, care e proiectul? Cine a hotărât? Consiliul Local știe de așa ceva? Sau au fost niște întrebări luate în nume personal? Vă dau răspuns. Referitor la proiectul de modernizare și reabilitare a iluminatului public pe raza comunei Buăci, suntem în procedură de a obține autorizația de construire la Consiliul Județean. Avem contract semnat cu Ministerul Dezvoltării în data de 20.12.2019. Preconizația ar fi și implementat acel proiect. După ce obținem autorizația de construire la Consiliul Județean, așa, și eu vă spun, termenii sunt stabiliți de lege. Care lege, domnule? Sunt 30 de zile, înainte de eliberare. Deci 30 de zile, privind de eliberă, legea 50, a construit, privind autorizarea de lucrări. Așa, ca să mai învățați noi de ceva. Păi, ar fi trebuit să învățați până la urmă. Păi, dar dumneavoastră l-ați învățat în 20 de ani, ne cere să învățăm mai urmă. Asta eu v-am dat replica la cele acuzate din asta, dar... În fine, dumneavoastră dați replici numai la inspectoratele județene de jandarmerie, de poliție. Nu mi-ați răspuns, cele două lămpi fac parte dintr-un proiect anume sau sunt adiționale? Nu sunt proiectul de bază, sunt niște realocări de lămpi pe stâlpii de iluminat public, conectați la instalația de iluminat public proprietatea primăriei, nu trebuie o hotărâre de Consiliul Local pentru relocarea a unei lămpi. În baza solicitării doctorului, în baza solicitării doctorului de familie din zonă, întrucât dumnealui a fost obligat să-și mute locația datorită faptului că la în fosta locație din sediul grădiniții se lucrează pe proiectul finanțat de Ministerul Dezvoltării. S-a reblocat în zonă și a solicitat din partea primăriei montarea pe domeniul public pe stâlpii din zonă a unor lămpi. Era necesar, deoarece acolo nu se pensa dispensar de utilitate publică, domnul. Da, dispensar publică, dar bănuiesc că totul se face pe legele alea enunțate dumneavoastră, pe criteriile enunțate dumneavoastră, trebuiau să fie făcute, având ca bază, un studiu de fezabilitate, că la studii de fezabilitate suntem foarte buni. Pentru 3, cred că da. O fost numai 2.
Trei sunt. Două jumătate. Hai două jumătate. Două jumătate. Eu știu că stâlpii sunt alucați la cinci. Orice bine care vrei să-l solicit un cetățean. Nu trebuie aprobarea Consiliului Local. Mai publicăm, dar ne teamă să ne facem un proiect. Păi dacă vrei proiect, studiu de fezabilitate, ce mai doresc mi-aș un bec de la costă 5.000 de euro sau 2.000 de euro. M-am ducat, sunt la 399 de lei pe lei, mai progresăm și noi. Progresați dumneavoastră, dar progresați numai, dacă progresați împotriva primăriei. Nu am primăriei. Nu am primăriei, am primăriei. Împotriva primarului, la primăriei. Păi dacă faci treaba, nu comentăm, dacă nu comentăm, nu ne-am venit de sus. Prin alegeri. De comentarii. Mai am doar un... De-aia trebuie. Prin alegeri, nu trebuie neapărat să ne tăiem gândurile, dacă vin alegeri. Păi nu ne ascultă nimeni, eu am făcut nimeni. Nu vreau să facem niciodată. Te-am pentru un ghiu. Deci, singurul lucru vreau să le mai spună domnul primar. Da? Dacă economisirea foarte des vehiculată astăzi pentru fabricarea acelor tuburi de cămin, are și reflexie în calitatea acestor tuburi și o poate argumenta sau și o poate asuma ulterior ca fiind decizia dumnealui. Sau dacă mai sunt și alții care au luat această decizie, să ne spună astăzi să se știe și pe sticlă, și pe site-ul primăriei, și pe alte site-uri. Din câte văd aici, dumneavoastră, în cererea inițială, pentru divers, n-a solicitat. Veniți deci la asta nu este de ceva divers la divers, da. Vă rog frumos, veniți cu solicitare, în același timp... O să vin și cu asta. Dacă nu vreți să răspundeți azi, răspundeți data viitoare la ședință, nicio problemă. Da, dumneavoastră a participat în decursul ședinței și a discutat exact pe tuburi, pe... Da, dar nu pot fi de acord, nu pot fi de acord. Dar aveți memoria așa de scurtă? Nu mai fiți jignit, vedeți că vă faceți rost de dosar penal. Vedeți? Stați o secundă, eu vreau să-i răspund. De ce mă jignește domnul primar în public aici? Deci la prima dumneavoastră... Eu înțeleg că e disperată. La primul disperarea din partea dumneavoastră. De asta umblați pe drumul și cerșeți. Mergem să spunem ce nu faceți dumneavoastră, domnule primar. Asta faceți. Ce se face? Până dacă mergi cu capra, facem bani. Chiar dacă dumneavoastră încercați să-l intimidați, venim cu 5-6, cu perele în mână... Permiteți să vă răspund. Vă rog, dar trebuia să terminăm subiectul cu domnul primar. Deci spuneți că nu s-a organizat dezbatere publică pe buget. Nu s-a organizat. Deci vă contrazic. Cum? În ședința din luna ianuarie, din data de 30-a, deci la punctul diverse, în ședința de Consiliu, ați avut proiectul de buget de anul 2020. Mai mult de atât, pe site-ul instituției, așa cum prevede legea, este publicat proiectul de buget. Și spune clar cine are de adus amendamente, poate să vină la primărie. Cine a avut de adus amendamente a adus, fiecare consilier local au venit și au discutat. Domnul deci, secretar, vă rog să vă retrageți afirmația că nu s-a organizat dezbatere. Organizarea dezbaterii publice o face primăria și anume din domnul primar. Deci, s-au respectat procedurile. S-au respectat aceste proceduri. Intenția voastră nu se poate. Intenția voastră nu se poate. Lăsați-mă să vă răspund. În legile inventate de USR. Deci sunt legi. Nu faceți politică, domnul primar, că sunteți administrator. Nu faceți politică. Administrator. Se bate pe NLE, că aveți la aici. Asocierea USL-ul la Bogi n-a murit, dacă face politică. Păi nu pot, că mă întrerupe domnul primar. Deci puneți niște întrebări și nu aveți răbdarea să le ascultați. Șeful dumneavoastră nu vreau. Dumneavoastră pe mine, eu cu dumneavoastră vorbesc, nu aveți răspuns. Îmi cer scuze dacă îmi dați răbdarea cu ceva. Și nu am dat răspunsul pentru dumneavoastră, dacă l-ați auzit. L-am auzit și vreau să fac o completare. Vreau să vă fac o completare pe care vă nu doriți să o auziți. Dar eu știu, vă ascult. Completarea este că, dumneavoastră știți foarte bine, acel buget, acel draft de buget care a fost publicat pe site-ul primăriei și la vizier, a suferit niște modificări ulterioare. Acele modificări ulterioare nu au mai fost publicate public. Drept dovadă, am cerut domnului primar, prin Viu Grai, să organizeze, cum este și normal, o adunare aici sau oriunde dorește dumnealui, unde cetățenii să vină să li se explice ce s-a întâmplat cu bugetul local, care sunt parametrii bugetului local și atunci, dezbătând împreună cu cetățenii care cred că sunt prioritari în ecuația asta, fiecare va avea, va înțelege mai mult sau mai puțin ce înseamnă bugetul local. Acea dezbatere nu a făcut-o domnul primar, mi-a cerut mie personal să adun eu oamenii, ceea ce nu mi se pare corect. Eu nu reprezint o entitate administrativă aici. Domnul primar, da.
Nu a făcut-o nicio problemă, o să atacăm în contencios administrativ lista de legalitate. Aveți un articol de lege privind organizarea de adunări în acest sens? Aia, aia pe care mi-a făcut-o privire sau care, domnul primar? Se spune destul de clar. În termen de 15 zile, ceea ce noi ne-am conformat, ați avut timp la dispoziție oricare cetățean din comun să veniți cu amendamente, propuneri și așa mai departe, cum de altfel o parte din consiliere au venit, au analizat și și-au spus doleanțele. Domnul primar, draftul de proiect a fost modificat ulterior și nu a mai fost modificat. Cu cifra zero trimisă de la Consiliul Județean modificat? Da, păi, de la Consiliul Județean PNL. Ce să facem? Asta e. Chestiuni care nu le cunoașteți. Ba, eu cred că le cunosc, nu că am făcut și studii. N-am lucrat în administrația. N-am lucrat, dar nu este. Nu le cunoașteți. Vă spun eu cu sinceritate. Domnul ați auzit de aici, de acolo, dar dumneavoastră atacați, tot atacați. Nu atac, expun niște realități. Mulțumesc, domnule. Expun niște realități. Da, mulțumesc. Țin să vă mulțumesc pentru transparența de care ați dat dovadă astăzi. Și vă rog, pe viitor, să lăsați cetățenii la diverse, să fiți tot la fel de transparent, să lăsați cetățenii să spună fiecare oful și păsul. Vă mulțumesc. Dar ce, numai păi domnul nu. Avut cerbii? Da, nu, dar nu-i vorba de cerbii, domnul Arduc. Domnul Arduc, nu-i vorba de cerbii. Dacă suntem transparenți, ce ne ascundem după de... Aș vrea în continuare, n-am ținut să intervin. Domnul Părintele Bisericii Ortodoxe din Bijel ar avea de spus... Păi bineți că mai sunt probleme. Nu sunt numai preoți catolici, sunt și ortodoxi. Ai ce nu depus să părinte. De la noi, Da, doamna președinte. Doamna președinte. Doamna președinte. Hai, duceți părinte. Domnul Mocanu, vă rog, așa să vă rog să aduc mulțumiri mult pentru ajutorul care ne-a acordat. Lucrările s-au conformat conform planului. Cum am primit bănușorii, am și demers lucrările, s-au realizat în proporție la roșu, vorbind de 90%, mai trebuie 10% acoperișul. Am să dau tapă, adică. Aici s-a demarat în foarte scurt timp. Am să dau citire cerere pe care ulterior este și la dosar. Subsemnatul Dragomir Iulian, preotul parolar psihicului de obnașterii Maicii Domnului din Vijir, în numele Consiliului Parhiar și al Călincioșilor Ortodoxi și în această parohie în care cu ajutorul Dumnezeu slujesc de anul 2014, vă mulțumim pentru ajutorul pe care cu înțelegere frățească ni l-ați aprobat pentru caza praznicală și ajutorul social. Ceea ce ține de biserica noastră, reușind astăzi să ajungem cu lucrările până la acoperiș și tablă, necesitând și acest material de tablă din perspectiva lucrărilor care, materialul care s-au scumpit pe parcurs. Slujind într-o parohie mică în care majoritatea creștinilor sunt în vârstă și la care posibilitățile financiare sunt extrem de reduse, adică majoritatea sunt cu venituri de pensie mici din cum au lucrat înainte, adică n-au lucrat într-o instituție ca să primească pensie. Ne îndreptăm nădejdea din nou către Consiliul Local, cu voci și către dumneavoastră, domnule primar, rugându-vă să ne sprijiniți pentru a realiza următoarele obiective la această cază praznicală, cât și așezământ social. Acoperirea tablei, care este în valoare, vă spun în euro, pentru că așa mi s-a dat și de firmele solicitante. 3.084 de euro, ceea ce însemnând tablă, manoperă, garanție, toate aparaturile ce se pune la tablă, ferestre și uși termopan în valoare de 3.616 euro, care este cel mai bun preț de pe piață la ora actuală pe care l-am primit, pe anul 2020. Deci această solicitare am făcut-o pe anul 2020 și nu acum. Solicităm cât se poate de urgent acest ajutor financiar, deși l-am referat la tablă, deoarece scândura care se află pe acoperiș se poate deteriora pe vreme ce trece și cerem
ajutorul să protejăm cu acoperit de tablă. Menționez că anexez cerere ofertele pentru tablă, geamuri și uși pe care sunt la dosar pe care puteți să le analizați oricând. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm ca Dumnezeu să vă protească și să vă ajute în ceea ce vă doriți. Am fost să fiu cât mai obiectiv ca să nu lungesc discursul. Dacă sunt întrebări pe tema construcției... Domnul primar, sunt prevăzut în buget? Da, am prevăzut o sumă pentru curte în bugetul de anul acesta de aproximativ 1 miliard. Pentru toate bisericile care solicită, dar acele solicitări să fie fundamentate pe ordonanța 82/2001 privind finanțarea cultelor. Și aici ar trebui să mă exemplific un pic față de dumneavoastră și dumneavoastră să conștientizați că aceste susțineri sau ajutoare către culte trebuie să îndeplinească niște criterii. Și vă dau citire la documente pe bază cărora se acordă sprijinul financiar. Articolul 14 din Ordonanța de Guvern 82/2001. Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau bugetul local privind prevederile articolului 3 din Ordonanță se acordă în baza următoarelor documente. Vă rog frumos, domnul Mănuicșor, tot ai discutat. Da. Iar nu spui că la preotul tău nu-ți dă. Iar îi comentez. Următoarele documente. Și spun destul de clar. Cerere. 2. Deviz de lucrări la prețurile actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa între valoarea adăugată, privind lucrări rămase de executat pentru anul în curs. Copie de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții noi, eliberată potrivit legii 50. În cazul lucrărilor de pictură a lăcașilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Românești, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru Picturi Bisericești. Pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea. Și anume, copia certificatului de înregistrare fiscală, adeverința certificată de bancă sau copia unui extras de cont bancar. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii tip. Acte care să ateste proprietatea imobilului. Fotografii care să ateste stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru fiecare. Bun. Și aici, ca să o argumentez, dacă dumneavoastră, pe bună credință, faci o cerere în numele bisericii, nu se leagă cu cu declarația pe proprii răspunde că va folosi bani. Cine o dă? Tot dumneavoastră? Mă gândeam. De asta v-am spus că haideți întâi să analizăm pe lege exact cum se dirigează aceste ajutoare și cu mare drag. Domnule Mare, eu nu am să spun un singur lucru. Am discutat cu primarul Manea de la Săucești, că îl cunosc foarte bine. Știți cum mi-a spus? Am pus problema. Am spus dar ce parte de domnul? La PSD. Poate spune. Ei, dacă e de la PSD, poate au alte lege. Eu discut de litera și spiritul legii. Și au dat bani și știți ce mi-a spus? Păi eu am dat bani, eu răspunde, mă, după ce am luat. Ce mă trebuie? Ați întrebat. Părinte, mulțumim pentru ceea ce mi-ați expus și sperăm că... Eu mai vreau mult mai să vă spun, dacă să nu se mai creează în tot felul de divergență, de câte ori este bugetul să repartizați sudele pentru curte, chemați preoții toți să mai facem, să mai fie discuții, că luau la luna. Și dacă nu și-au adus exact ce spunea documentul. Să investi timpul anului. Să investi timpul anului.